Deci s-a terminat ședințele în comisii și acum Licăileana pune la cale fetele astea mai tinere ca ședințele Consiliului să nu fie publice. Dar și Deci cumva luni de vom Lica. avea ședința în Consiliu. Stați. Și ei s-au rămas acolo în cabinet cu primărașul și cu Lilică, spun la cale să ședințele să nu fie publice. Asta ar fi o încălcare gravă și ședințele cele ar putea să fie anulate. Ce spui? Ar fi o încălcare gravă și ședințele cele secrete ar putea să fie interzise, anulate. Doamna Tamara, cu ce drept ne filmați? N-aveți niciun drept. Am. Ați văzut interesele lor? Mă auzi? Aud. Alo? Deci au fost ședințe azi și aveți ordinea de zi pentru luni. Deci astăzi am avut ședințele în comisii. Și după aia, că s-au terminat ședințele în comisii, s-au adus aminte că eu am solicitat ca să fie ședințele publice. S-a iscat pofta lui Lili Crileana că să nu fie publice ședințele. Și atâta au rămas, să vă zic, în comisia Fecioarele este tinere. Nu știu ce decid ele acolo și fac, dar deși au fost. Știți, Lilica a spus că s-a terminat, gata, primarul a ieșit. Sunt trei noi, trei consilieri noi și patronul. Dar de ce voi v-ați... Dar ce decideți voi acum, da? Până acum puneți la calic să filmeze, să nu se filmeze. Până acum a spus la calic să filmeze sau să nu se filmeze. Nu, ușa era deschisă. Ușa era deschisă. E, da, cum? Deci, iată. Iată, așa-i treaba. Ați văzut? Ați văzut? Am văzut, dar nu mi se pare Poftim? nimic ilegal. Ce n-au voie să stea în birou la primar. Primarul poate să-și umple birou cu femei. Și să încuie Nu. primăria. Eu am zis că cu rămas acolo, mă rog, dar trebuia, ședințele n-au fost în sala de festivități, că n-au râs că n-are bani. Toți am stat acolo, eu am stat cu foile pe scaun. N-am avut, da, evident, era vorba să subliniez, să fac cunoștință. Secretara Dimen m-a acuzat că de ce n-am citit că ieri ne-a dat ordinea de zi. A fost un timp prea scurt, care nu am putut să iau cunoștință cu tot ce era scris în regulamentul acela. Și cam astăzi, deci câți n-au fost? Am fost șapte consilieri am fost din 11. Și deci s-a lucrat, pentru că cei din Comisia Economică Financiară erau tineri care sunt incluși în comisie și președinte s-au vrut să fie Lilică. Și așa adică s-a votat până la urmă data trecută, eu care n-am semnat acel proces verbal. Că acum numai Lilică, ea asta e, că e bine că tineretul să înțeleagă ceva, dar atâta instigare și atâta ură, până la urmă Lilica a fost împotrivă ca noi să le dăm copiilor dulapuri. Când doamna Rotaru Deana, care este pedagog, a adus la cunoștință ce merite, ce rezultate aduce domnul Gheorghe Nichiforeac cu ansamblul acest folcloric.
și am hotărât, deci a fost luată decizia, prin, adică am dat aviz pozitiv acelui demers al meu, ca să fie dat un dulap de cel care stă prin holul poștii, ca după anul nou să alocăm o sumă de bani care ar, mă rog, ar satisface necesitățile totale, mobilier pentru toate costumele care... Asta deja cred că e chiar ceva frumos pentru comuna noastră, dar Lilica Ileana categoric era, vă dați seama, știți, așa, cu autoritate negativă, așa este așa o vorbă, că el nu a fost, el nu a făcut nimic, știți, chiar te zgârie, te doare pentru așa o dezapreciere. Eu, acolo sunt copiii noștri, copiii părinților care lucrează pentru tine și să-ți fac ție leapă acolo. E o persoană destul de rea pentru societate, nu vrea nimic pentru societate să lucrăm. Oricum trebuie să decidă majoritatea din Consiliu. Avizul ați dat pozitiv în comisie. Păi da, a fost dat. Eu nu sunt membru acestei comisii, dar a fost totuși dat aviz pozitiv, dar ea inițială zic că ea împotrivă, e categoric, când doamna Diana Rotaru a venit cu argumentele. Are un vot și în comisie și în Consiliu. Să vedem ce o să voteze luni. Mâine, adică luni o să vedem, dar deci s-a votat, adică pozitiv, deja asta pentru mine e îmbucurător. Dar ideea că cu nefilmarea, cu ședințele ca să nu fie publice, m-a lăsat în fel de patriot. Încă o dată vă mai arăt, că uitați-vă, aseară am filmat, tot așa și stăteau acestea pănouri cu ale. Aici, astăzi, au apărut o foiță, până acum nu erau, așa, și uitați-vă pănouul gol. Știi și pentru asta. Ce? Ordinea de zi sau lista, componența comisiei? Acum așa, nu e ordinea de zi, și uitați-vă, ăsta e pănouul care pănouul e formativ în registrarea actelor civile. Ședința de Consiliu de luni, despre proiectele puse în discuție, nimic, nimic. Nu, nu este. Nu este. A, aici ea sunt comisiile administrative, da. Astea sunt comisiile. Aha, astăzi le-a pus. Da, uitați-vă, de data de 14 noiembrie, de 14 noiembrie până astăzi, ele n-au putut fi tapate. Așa, Comisia Agricultură și Industrie, Protecția Mediului, Amenajare, Cobzari, Popa, Dimen, Musteață, Niciforeac, Ștefan, Comisia Economică Financiară, Lec, Burlacu, Rotaru de Ana Ghidion și Dimin Gheorghe. Ah, Damaschi Liliana, Învățământ, Cultură, Sport. Așa, Damaschi Liliana, Pofă, Vasilisa, Burlacu, Tatiana, Rotaru de Ana, Rotaru Tamara, Ghidion, Andrei, Nichifureac, Ștefan. Acestea sunt trei comisii de specialitate. Ce? Ghidion face parte din două comisii? Da, noi mai mulți facem din câte două comisii, pentru că așa e, suntem puțini. Iată, Dimin face din două, eu din una și bună. Nu știu, și la asta administrativă de astăzi, care sunt comisii create pe lângă Consiliu. Comisia funciară, comisia administrativă și comisia pentru licitații. Asta deja va fi votată componența luni, dar vă zic, uitați-vă, activitatea comisiilor, specialitatea ale Consiliului. Ele au fost așa goale până și acum. Da, știți, încă lumea publicat nu pe internet, toți se trag atenție la așa pe ceva. Internet, primarul, primăria, Consiliul. Ce spuneți? Poate pe internet o publicat totuși, asigur, transparența. Da, dar nu toată lumea are internet. Nu toată lumea are internet. Și vă spuneam, aici ea care... Uitați-vă, el nici nu a putut fi dat mai jos pentru când au făcut reparațiile în anul trecut. Nici, uitați-vă, nici întrerupătorul nu l-a coborât la nivelul mâinii, așa după cum îi prevede legea. El cablul electric l-a luat, dar întrerupătorul nu-i coborât, cum e coborât în celelalte birouri. Și lumea vine să uită acolo, nu înțeleg, nu văd. Mai vin câteodată părinții ca să vadă să ia cunoștință ce trebuie pentru înregistrare. Și iată, vedeți niște lucruri, iată, uitați-vă. Aici ea, vedeți cum e priza. E tot, o lăsat, nu chiar așa dat pe în jos. Vedeți cât e de la. Aici ea, tot, o pus la tot, nu chiar, vedeți? Trebuia să o dea mai jos, că așa se face în Europa. Aici, ia, când da să vă dau. Stați, să vă dau să mă.
Iată, vedeți? Aici acum e jos. Aici e respectat, uitați-vă și priza. Dar acolo nu, și el băiatul a făcut bun cici alealici că a făcut reparația asta. Și rotarul provocatoare. Iată, vedeți? Nu la, cum trebuia, așa trebuia să fie, la așa distanță, la așa instalat acest panou. Și lumea nu observă, dați seama. Nu observă lumea. Unde e logica? E, dacă oricum nu-l folosește, nici nu contează, putea să-l pună și pe tavan. Cum? Da, nu-l folosește, de atât că e gol. El îl folosește, pentru că dați-vă, e panou informativ, înregistrarea actelor civile. Eu așa panou am văzut și la starea civilă la Cahul, care el este plasat la nivelul ochilor. Dacă e gol, nu mai contează, dacă nu-i folosit. Da, cum? Bun, dar iată, am mai pus el și am mai pus la cale. Pregătiți, faceți live luni de la ședință. Poftim? Pregătiți-vă să faceți live din ședință, că e un drept fundamental. Pregătiți-vă neapărat, neapărat. Ședințele sunt publice, neapărat. Lasă să se vadă că nu sunt gătite. Lumea trebuie să știi, să fie gătită cu gândirea, dar nu cu cicea. Exact. Bun, la revedere, sănătate. La revedere.